Incendiul a izbucnit în jurul orelor 12 și 30 de minute. Mașina se deplasa din comuna Tazlău către orașul Rosnov și se afla pe șosea în apropierea primăriei din localitatea Borlești. Autoturismul era condus de o femeie care a sesizat flăcările și a oprit imediat motorul. Din păcate, până la sosirea pompierilor militari, toată mașina a fost cuprinsă de foc. La fața locului au ajuns două autospeciale care au lichidat incendiul. Circulația în zonă a fost restricționată pe ambele sensuri timp de aproape o oră. Potrivit cercetărilor efectuate de pompierii militari, incendiul a pornit de la o defecțiune. Furtunul de alimentare cu benzină era spart. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.